Pablo, la mulți ani. Cum te simți la noua ta echipă, la noi? Mă simt bine, o echipă foarte bună, cu tineri jucători de calitate. Cum se vedem mai departe, cum se întâmplă mai puțin de campionat. Tu ai foarte multă experiență, ești un jucător cu foarte multă experiență, ai 4 campionate câștigate în România. Crezi că o să-l câștigi pe al 5-lea alături de noi? Eu cred tot timp. Sunt aici pentru asta. Ajuta echipa, ajuta copiii ăștia, că e multă calitate aici. Ca experiența mea că castiga aici, a castigat 4 titluri. Acum se vedem meci pe meci și se vedem mai departe. Spuneai mai devreme de tinerii de la echipă. Cu experiența ta, crezi că o să poți să-i ajuți să evolueze în carieră? Da, eu vin pe aici FSB pentru asta. Ajuta copiii, ca experiența că castiga și se vedem. Împreună cu mine, să putem face mai mult. La ce atmosferă te aștepți duminică pe Arena Națională? Ești la primul tău derby din carieră la noi. Cred că este nebunie total. Că toată lumea vorbi bine de derby ăștia. Și să vedem pe teren, pe la stadion, cine vede castigă. Sper că noi. Ai fost la un pas să marchezi cu gaz metan. Câte goluri ți-ai propus să dai pentru noi anul acesta? A fost aproape. Eu nu promis golul, mai promis că marca și vrei să marc. Să vedem acest meci, că e un meci important și să vedem ce vini să-și dai cu capul unu. Simți că ai ajuns la un club mare în România? Da, FSB e un club mare. A venit aici pentru asta, că e o echipă mare, echipă că se poate castiga titlul. M-a castigat de mult, mai acum trebuie să castigă. Eu am venit pentru asta. Și la final câteva vorbe pentru suporterii noștri care abia așteaptă să te vadă marcând în meciul cu Rapid. Eu vede la fel cum el. Trebuie să marcă, trebuie să ajude. Cred că acolo în stadion trebuie să ajută noi tot meci și să vedem cum se întâmplă. Mulțumim mult, Paolo.